care avem că VO este înălțime. Da? VO perpendiculară la ABCD. Ne dă voie să spunem că VA egal cu VB egal cu VC și egal cu VD. Toate egale, unchiile egale, VA, VB, VC. Deci rezultă că triunghiul VAB este isoscel. Triunghiul VAB isoscel. Și dacă este isoscel, din asta rezultă. Și mă adăugăm că AM egal cu MB. AM egal cu MB. Rezultă de aici că VM e în prezentare perpendicular. Asta mi interesează. VM perpendicular pe AB. Adică în punctul isoscel, mediana este și înălțime. Asta am spus, vom perpendicular pe AB. Și acum subliniat asta. Punctul B mic. A mic a fost aici, da? B mic. AO comune cu OB, deoarece ABCD este pătrat. AO, da. AO. Comune cu OB. Spunem așa. Hai să zicem așa, Miruna. ABCD pătrat. Iar diagonalele DB, DB, intersectează pe AC, egal cum se află de din nou, și într-un pătrat există că OA, OB, OC și OD egal, da? OA egal cu OB, egal cu OC și egal cu OD. Dar noi spunem asta OA egal cu OB, rezultă triunghiul care? Triunghiul AOB isoscel. Triunghiul AOB isoscel. Mai avem că BM comune cu MA. Rezultă că? Avem că BM comune cu MA. Avem că BM egal cu MA. Rezultă un O perpendicular pe AB. Acurează un O perpendicular pe AB. Ai evitat pe urma celor perpendiculare, te gândim mult. Da, da. Dar hai să scrie și pasă. E soluția 1. Soluția a doua înseamnă așa. VO perpendicular pe planul ABCD. VO e perpendicular pe planul ABCD. Avem că... Și VO perpendicular pe AB. Și OM perpendicular pe AB. AB inclusă. Facem bănițe cealaltă. AB inclusă în planul ABCD. Da? Adică și dreapta AB inclusă în planul ăsta ABCD. Corect. Da, omul perpendicular la B. Nu, ca să ne arătăm. Vâmul perpendicular la B, ne arătăm cu omul, Miruna. Ne faci la B sau la A? La B. Avem soluția la B. Soluția la B. Vâmul perpendicular la AB. Da. Și tot rezultă vâmul perpendicular la AB. Conform scrie, reciproc a 1. Conform reciproc a 1 la teoremei celor trei perpendiculare. Ce rezultă? Rezultă că omul este perpendicular pe AB. Da. Și același lucru am văzut și punctul B. Acum să găsim măsura unghiului dintre VAB și unghiul ABC. Și unghiul ABC. Deci unghiul păi între VA și AB. Unde o? Între VA și AB. Planul care... VAB. Planul VAB. Îl vedem. Planul feței. Lateral. Cu ABCD. Care-i dreapta din intersecție? AC. E AB. Uite, măi, VAB și AB. VAB și cu ABC-ul ăsta de jos. AB este dreapta. Și avem că VM e perpendicular pe AB. Avem VM. Adică avem un punct M pe și avem și OM e perpendicular pe dreapta de intersecție. Pe dreapta de intersecție. Și atunci la unghiul diedru e VMO. Deci măsura unghiului diedru este măsura unghiului VMO. Corect. Asta este. Că ce spuneam? Pentru a vedea unghiul diedru înseamnă să găsim un punct M Cioè che si tratta di intersezioni e vorba de apere. Să luăm un puntiem pe dreaptă, dar ridicăm cele două perpendiculare punctuiem, una dintre ele în plan și cealaltă celălalt plan. Corect. Tocmai avem deja făcute de probleme din punctul A și B. Adică punctuiem e luat în problemă, vezi, nu e un alt punct. Ce n-au pe celălalt pe care deja am demonstrat niște perpendiculare. Sigur că da. Deci toată povestea se leagă. A și B-ul folosește și îmi spune că M este cel pomerabil ales pe dreapta comună, că am VM perpendiculară pe AB și VM inclus în planul A, V, A, V, B. Și cealaltă, OM este tot perpendiculară pe AB, și OM este inclus în planul ABC. Deci asta este unghiul care ne interesează. Și acum și îl aflăm. Păi M-O, între unghiul B-O-A, avem AB egal cu 4, A-O cu B-O sunt egale, deci B-O va fi 2 radical din 2. Să ne înțelegem și noi. Da, ne trebuie. Adi, știu că BC cât e de mare? 4. BC este cât AB, da? 4. OM este linie mijlocie între unghiul A și B. Asta vreau să aflu prin... Da? Linia mijlocie, OM e jumătate din... 2. 2 va fi asta. Avem că VM e 4. Da. Avem că VO e înălțime... Cât e VO? Dar de ce să mă afli? A, da, pentru că... Teoremul lui Pitagora. VO e de 30. VO e de 30. Adică unghiul care se opune... Unghiul de 90 grade și mă dați ipotenuză. Deci e 30 și ăla unghiul... E de 60. Unghiul dietru o să fie 60, da. Dar aplicăm cosinusul. Cosinusul de unghiul V, M, O. Iată. Cosinus de unghiul V, M, O. Este egal cu... Cine e cosinusul? Cantitatea alăturată. Omul. Supra ipotenuză. Și egal cu 2 supra 4. Care înseamnă că iată că am găsit unghiul VMO egal cu 1 pe 2. Și cost de cât este 1 pe 2? De aici rezultă că măsura lui VMO egal cu 60 de grade. Terminat. Așteptem, mai avem două. Da, pe eu că trebuie să faci teorema așa. Da, da, tu nu puteți citi teorema asta dacă vrei să o înveți. Păi da, o să mai facem și mâine. Teorema că nu avem tema la algebră, când am dat funcția azi. Da. Am început din funcții, dar și nu am dat tema la algebră, am zis că dăm cum articuleceri și asta se făcea în semestrul 2, că am terminat toată materia pe semestrul 1. Da, și acum facem mai la geometrie. La algebră facem și funcții. Ați înțeles ceva la noțiune de funcții? Da, da, da. Am înțeles, dar se face prin 3Q, prin 3 modul. L-ați explicat și dumneavoastră. Au zis că la F mobilă ne-a dat așa, că F în funcție de A cu B și au zis că F de mobilă atunci cum o să fie. Adică B era nota la teză și A era copilul. Și odată F de mobilă, așa l-a surcat un pic sunt din... Da. Am încercat un model practic. Da. Dar eu am să mai insist să vedeți punctul de vedere al meu la noțiunea de funcții, că vă pus pe plan. Da, mai de acum veți mai exista interes la noțiunea de funcții. Normal. Că până acum mă luați așa... Exact, da, acum gata. O să fie super atenți. Problema 10 la pagina 183. 10 la 183. În ipoteză, piramidă triunghiulară regulată A, B, C, D. A, B, C, C. Cum se aveți pe piramidă? Da, piramidă. Cu baza A, B, C. Cu baza A, B, C. Da. Piramidă. Piramidă triunghiulară. Adică poligonul de jos, triunghiul lateral? Așa. regula asta. Cu baza ABC, asta e mesajul. ABC, triunghi echilateral, triunghi echilateral. Are AB egal cu 6 radical din 3. Egal cu 6 radical din 3. Iar unghiul diedru format de planele DBC și ABC are 60 de grade. DBC. Măsura unghiului format în cele două plane egal 60 de grade. DBC și ABC. Și planul ABC. 60 de grade. Măsura unghiului acesta egal cu 60 de grade. Dar ăla e un diedru, nu e doar măsura unui unghi. Da, da, la unghi diedru. Care stimulă, cum îl găsim, dușim o perpendiculară, piatra comună. Așa, acolo dușim perpendiculară. Așa, așa. Bun, calculați. A, înălțimea de manele. Ia să vedem unde cade într-un bilateral. Într-un bilateral nu cade cu mijloc, cade la acolo, la intersecția medianelor. Mediană, mediană, da, exact. Da? Că dacă nu e echilaterală, înseamnă că... Adică în centru. În centru, cercul scris și circumscris. Da? De acolo vreau să mergem. Adică trebuie să avem în vedere că de A, nu, de unde pică O, A, O, B și O, C. Da, O. Pătrazi, nu? Exact. De O. De O, înălțime. Înălțimea piramidei. Adică, în condițiile astea, noi punctăm OA egal cu OB egal cu OC. Da? Distanța de la centru bazei la o față laterală. Distanța de la centru bazei de la O la o față laterală. La D, A, B. D, că D e vârful piramidei. Da, da, da. D, A, B. Și ce? La planul de A. Da. Și ce? Tangenta unghiului format de o unghie laterală cu planul bazei. Deci tangenta unghiului format de o unghie laterală, BA, cu planul bazei. Așa. Deci tangent la un format de DA cu planul bazei cu ABC. Planul ABC. Da? Asta. Să devinăm și noi... Sună interesant. Este o piramidă... O să facem un spațiu nostru putem reprezenta exact mărimea laturilor. Deci A, B, C. Pică aici, încât O, A, O, B și O, C să fie egale. Deci notăm cu O punctul ăsta din intersecția medianelor. Și cu D să ducem punctat de O. Și atunci unim pe D cu C. Și nu se vede. Nu se vede, sigur că da. D cu B și D cu A. Aceasta este piramida. Patru latere regulată. La AB e de 6 radical din 3. Deci AB e 6 radical din 3. Mai știu că măsura lui DBC și al ABC. Deci, DBC, pe BC ducem o perpendiculară din O, ducem perpendiculară pe BC. Sigur, știi ce asta la caș prelungii O ar trece prin A și unde s-ar duce pe BC, unde s-ar duce? Da, trece prin A, ducem o perpendiculară din A pe BC. Că trece prin O, sigur, pentru că așa e normal, din triunghi lateral. Și cade pe mijloc. Și cade pe mijloc. Deci, practic, mijlocul, luăm mijlocul lui BC, notăm cu M, da. Și O-M asta. Și O-M este coliniară, și înălțime. Și de toate. Și D multe. Important că e înălțime. Da. Putem asta. Și dm perpendicular cu bc. Dm e și ea perpendicular pe bc. Din ce motiv dm perpendicular pe bc? Teorema celor trei perpendiculare, domnul. Nu știu că asta o vreau. Așa, vrei tu neapărat. Ca să vezi bine și știi. Dar că bă e isoscel, nu? Și pe de altă parte dm că este isoscel și median. Pentru că o luna, cu orice și cu o as integrale, triunghiurile astea sunt dreptunghice. A, și atunci avem DOB, nu? Și DOC și cu DOA, toate triunghiuri comune, care te duc spre DA, cu DB, cu DC comune. Și atunci zice că DMA e de 60. Zice că DMA e de 60. DMA, unghiul... Asta cine? Ce reprezintă DMA asta? Unghiul este, da, și zice că e de 60. Corect. Da, unghiul ăsta de aici este de 60. Adică, hai să vedem dacă ieși pe fază. Deci, autorul ne spune că unghiul format dintre planul ABC și planul DBC sau DABC. Da, și DBC, corect. DBC și ABC. Unghiul acela de 60 grade. Ca să vedem unghiul, iarăși, unghiul dietru, e dat de perpendiculare de pe unchea comună. Planul ABC și cu DBC se intersectează după dreapta BC. Și acum, pentru a pune în evidență unghiul dietru, luăm pe un punct. Luăm un punct de pe BC, de pe toată dreapta, și ridicăm perpendicular. Dar care să fie cel mai nimerit? M-ul. Din ce motiv? M-ul în mijlocul BC. De ce? De triunghiul lateral. Fiindcă triunghiul de jos e lateral, înseamnă că AM este o perpendiculară în planul de jos. Și DM este o altă perpendiculară în planul celălalt. Și iată că cele două drepte, DM și cu AM, sunt perpendiculare pe BC, o cheia comună, și atunci este chiar unghiul care măsoară unghiul dietru. Ne dă măsoară unghiul dietru. Și deci unghiul de aici este, spune autorul, de câte grade? De 60 de grade. Și dacă e de 60 de grade... Am scris de 60 de grade. Acum, eu de ceri la punctul A să aflăm cât e înălțimea D8. Eu ce un triunghiul D-om, care este dreptunghic în O. D-om e dreptunghic în O. Îl aflăm repede pe OM, care este 2 ori AO. Deci OM e 2 ori AO. Și eu ce un triunghiul AO. Deci OM... E de 2 ori AO. E de 2 ori AO. Adică toată AM e de 3 ori AM. Toată... O aflăm pe AM din triunghiul AMG. AM. Știm bine că intersecția medianului de la o treime din bază și o treime din vârstă. Și atunci OM e jumătate din AO. Da, și AM egal cu 3 ori AM. Îl aflăm pe AM din triunghiul AMG pe teorema lui Pitagora. Da. Da, și atunci om îl aflăm repede cât e ca și... Eu trăime din toată am... Și îl știm pe om, îl știm pe dm, îl aflăm și pe dm tot la fel. Știm pe om, îl știm pe dm. Și pe dm, dacă rău pe do. Și omul va afla pe do. Miruna, nu crezi că după ce am aflat pe om... Dacă aplicăm o tangentă, tangenta unghiului de aici, de 60 grade, egal cateta opusă. Cateta opusă, egal cu... Da, cateta opusă, supra cateta opusă. A, da, da, omul, 2 egal cu dm. Și nu mai des la fel pe dm, aia trebuie să spuneți, nu? Asta îți spun, că nu mai greu să aflu pe dm. Deci, insistare. Adică, ideea este așa. O să aflăm pe anul tot. În Pitagora. Pentru că AB o știu. Pe MB o știu că jumătate din AB. Doar triunghiul de jos fiind echilateral, mă fiind la mijloc, MB e jumătate din AB. Și o să o aflăm pe AM sau altfel. Cea mai tare idee, unghiul ăsta dintr-un triunghi echilateral de câte grade? 60. 60 de grade. Aplicăm ce să aplicăm ca să legem cateta opusă cu ipotenuză? Sinusul avea. Cateta opusă supra ipotenuză. Și atunci am aflat-o pe AM. Deodată. Și spunem că AM e de 3 ori om și că omul va fi o treime din AM Și atunci îmi permit să găsesc pe omul, mă duc cu tangenta și mă fac asta. Hai să zicem, redactez după tu vorbești. Demonstrați. Aminte. Deci în limba ABC trapezițial. Echilateral. Egal, da? Echilateral. M era la mijloc, nu? Am egal cu M, B. Dar nu am C, M egal cu M. C, M, da. C, M. Egal cu A, M. Cu M, B. Cu M, B. Am obosit. Cu M, da. B. Cu M, cu M, B. Și egal cu, continuăm. Egal cu 6 radical. Dar acum cu 3 radical din 3. 3 radical din 3. Și unghiul... Și AB 6 radical din 3 ca să... Poftim, AB egal cu 6 radical din 3. Deci mi-e dat care văd cât vă, da? Ca să arate pe am tot. E, nu neapărat pe vital. Hai să zicem cu tangentă, da? Da. Cu sinus. Cu sinus. Sinus de 60 de grade, egal cu... Adică e 1 cât 2. Sinus 60 de grade e radical de 2. Așa, radical de 2. Deci sinus 60 de grade egal cu cateta opusă. Am. Supra-ipotenuză. Am. Echivalent cu sinus 60 de grade sau radical de 3. Egal cu am. Am pe care nu știu. 6 radical din 3. Supra 6 radical din 3. 6 radical din 3. Adică 12 pe 2. Adică ai zis tu ai și cum? De ce și 12? Vrei să... Am tot. Mulțim pe astea 2 și pe la 2. Deci am... Va fi egal cu 6 ori 18 pe 2. Egal cu 9. Și asta pe am. Atunci o mă de aici. O mă este egal cu o treime din amă. Din amă. Și amă. Și egal cu 3. Deci dăm... Deci este 6. Dăm este de 2 ori. Deci un dreptunghi care avem un de 30 de grade. O cateta opusă de 30 de grade și ipotenuză. Dă o mă aici și o mă... Deci trebuie 6. Dă mă va fi 6, dar e ipotenuză. Dă mă va fi 5. Deci dă mă este egal cu... Cât am zis? 6. Din ce motiv? Altfel, ai zis cu sin de 30 de grade, egal cu cateta opusă supra ipotenuză. Și dm va fi de 2 ori aie. De 2 ori oie, da. Oie. Și va fi 6. Bun. Și acum, în triunghiul d-omă, că trebuie să aflăm de d-omă. Da, în triunghiul d-omă. Deci în triunghiul, rezultă că în triunghiul d-omă. D-o care este o catetă. D-o este catetă, deci D-o pătrat. D-o se ducă cu radical din... Ipotenuză. 36. 36. Minus 9. 3 la pătrat, 9. Și egal cu 36 minus 27. 25. 36 minus 9. 36. Am putea 36 minus 9, rezultate. 27. 26 minus 9. Radical din 27, care înseamnă 3 radical din 3. Și asta am aflat pe D-O. Înălțimea. Am răspuns la primul punct. Cum aflăm acum la distanța de la O la 2AB? Distanța de la O la planul D-A-B. D-A-B. O face parte din planul D-A-B? O. ori nu face parte din planul ABC. Da, nu face planul ABC, da. Distanța de la O la planul DAB este aceeași cu distanța de la O la planul DB. De ce? Păi planele acestea nu toate sunt triunghiuri, care am spus noi, triunghiuri isoscele. Și toate fac același unghiedru. Minunat. Adică unghiul diedru făcut de DBC cu planul ABC este egal cu unghiul făcut de DAB cu planul ABC și egal cu unghiul diedru făcut. Da, și aveți treabă cu unghiul diedru aici? Păi cred că da. Că unghiul făcut... Noi avem distanța de la o... La o față laterală, zici? La o față laterală. Uite, la DAB, la DB. Nu spune la care față. Zice la o față laterală, nu am ales-o pe de ori. Așa zice problema. La o față oarecare. Da. Tocmai din motivul ăsta, că distanța la oricare dintre fețe este aceeași. Da. Și atunci ne reducem cu distanța de la O la planul DBC, unde vine foarte bine. Deci o față laterală, nu? Da, distanța de la O la o față laterală, deci la B. Știi, și noi am ales-o pe de la B. Dar puteam să alegem la fel de bine pe DBC, că e la fel. Distanța prin cine se măsoară? Perpendiculară din punctul respectiv pe planul care se cere. Deci ar trebui să vedem care este perpendiculară adusă din O pe planul de BC. Și care e omul? Stai un pic. Nu. 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 Și și-a făcut datoria de atenționat. Să fie. Care să fie distanța unde pică perpendiculara adusă din O, aici suntem, perpendiculara din O, pe planul DBC. Perpendiculara din O, nu? Asta ne-ar trebui. Că în momentul acela, dacă știm unde pică, ne ducem și... Adică putem să avem două drepte concurente și una să fie pe amândouă. Nu? Să găsim două drepte concurente pe care pe O mâie pe BC. O mâie este pe BC. Nu ești pe același, nu vedem. O mâie mai e... Nu, nu mai e pe DB. Nu mai este. Deci nu e o mâie încălțime, nu e o mâie distanță. Eu nu știu. Am învățat abstracțiile, nu uitați mă lângură, dar măcar abstracțiile. Bun, nu poate să fie așa. Pentru că noi avem așa, o mâie perpendiculară pe BC. Da. De mâie e perpendiculară pe BC. Da. Altfel, DC e perpendiculară pe planul AMD. DC e perpendicular planul AMD. Da. DC e perpendicular pe AD. Deci DC e perpendicular pe planul AMD, da. AMD, am spus bine. Da. AMD. Deci DC e perpendicular pe DO. Am spus mai devreme că dacă avem două plane și duc un al treilea plan. DO e perpendicular pe BC. O e perpendicular pe BC. DO e perpendicular pe BC, da? DO e perpendicular pe DC. DO e perpendicular pe... DC. DC... Nu. Păi tocmai ați spus că DO e perpendicular pe planul... Pe ce plan ați spus? DAM. DO e... Nu, BC o ai zis. BC. DC o ai zis că e DAM. Am înțeles. BC. Doamnă. Doamnă. Adică băcui pe AD. Deci eu trebuie să găsesc perpendicular din nou pe planul. Pe DB. una, adică... Bâcă, pe bâcă. Și noi avem că, totuși, avem că D-O-M, planul D-O-M e perpendicular pe planul D-B-C. D-O-M e perpendicular pe planul D-B-C. Deci D-O e perpendicular pe planul D-B-C. D-O... De ce? Deci, noi avem așa. Că tot planul D-O-M e perpendicular pe tot planul D-B-C. Planul D. Deci care plan D, D, D-O-M pe D-B-C. D-O-M sau D-A-M. Da, pe D-B-C. Perpendicular pe planul D-B-C? Da. Când două plane sunt perpendiculare, da? Văzut mai înainte. Păi ele sunt perpendiculare că am avut amul perpendicular pe bâcl. Teorema ce de perpendicularitate, care am discutat-o mai devreme. Da. Cum zicea? Criteriul de... perpendicularitate a două plane. Două plane sunt perpendiculare dacă unul dintre ele conține o dreaptă perpendiculară pe celălalt. Și care? Dacă unul din ele conține o dreaptă perpendiculară pe celălalt. Păi la noi... B-C e perpendicular pe D-O-M. B-C... perpendicular pe D-O-M. E perpendicular pe D-O-M. Da. Și dacă o dreaptă perpendiculară pe D-O-M... Rezultă că B-C e perpendicular pe D-O-M. Asta vreau să spun, da. Încă o dată. Știu așa. Că B-C e perpendicular pe D-M. Că B-C e perpendicular pe A-M. Deci B-C e perpendicular pe cele două drepte componente, pe A-M și pe D-M. Deci B-C e perpendicular pe planul D-M-A. Și dacă o dreaptă B-C e perpendicular pe un plan, atunci alt plan care trece pe aici e vorba de D-B-C, care trece pe dreapta DC. Celălalt plan e perpendicular pe planul dat. Adică B-D-C e perpendicular pe planul D-M-A. Și două, nu? Că e aceeași chestie. Păi, vă spun, eu l-am luat mai larg. D-M-A față de D-M-O. Da, dacă sunt perpendiculare, înseamnă că distanța e D-O, nu? Poți fi D-O distanța de la O la planul D-B-C. Păi sunt totuși perpendiculare, ce înseamnă? Uite, așa sunt. Da. Cele două plane sunt perpendiculare. Da. Avem o consecință. Dacă două plane sunt perpendiculare, și avem o dreaptă. Din punctul O, ducem o perpendiculară pe D-M. Aceea e chiar perpendiculară pe planul dat, pe tot planul. Unde e cosecita asta? Cosecita aici, cosecita. Dacă alfa e perpendiculară... Dacă două plane sunt perpendiculare. Da, cum ai arătat-o acum. Și alba intersectează beta după o dreaptă D, care e dreapta intersecție. Deci, acele două plane intersectează... Nu e B-C. Păi da. E B-C, domnul ăsta. Nu, D-M. E D-M, minunat. Deci planul D-A-M cu planul D-B-C se intersectează după D-M. Da. Deci, dacă cele două plane sunt perpendiculare, și am zis că da. După D-M, da. După D-M. Și din nou, duc eu o perpendiculară pe D-M, pe dreapta comună, ai să vezi că acea adusă de mine e chiar perpendiculară pe plan. Deci, mă arătă un pic chestia asta. Deci, și omul e perpendicular pe D-M? Omul? Nu, nu e. Nu e pe D-M. Nu e pe D-M. Nu, pe om și cu D-M fac 60 grade. Am zis că acum am făcut 60 grade. Deci, atenție. Dacă cele două plane sunt perpendiculare. Da, în D-M aici. Remunchea comună, da? Da, pe D-M. Și ducem noi, din nou, o perpendiculară, nu știu, vedem în titră. Aceea, o, cât vreți, e, așa, este chiar perpendiculară pe tot planul BCD. Distanța adică de la O la planul acela. Deci noi acum nu facem decât să ducem în triunghiul ăsta, care îl vedeți așa. D, O, M. Perpendicular. D, O, M. Da, ce știu. Și ducem perpendiculara asta aici. Și asta este cea pe care o făcut. R, o luăm cu R. R, R. Și un grad de M cât e? 60 grade? Da. Asta da. Deci ăla din 30, jurul O, M. Și ăla din 30 atunci. Asta știam din 30. Și cum O, M e 3, R, M va fi 1,5. Nu mă mai interesează. Bine, dar, domn profesor, zice că aici s-o construiți, s-o vedeți, asta le interesează. Hai să mai repetăm o dată. Deci, hai să ne vedem așa. Am avut că am îi perpendicular pe ce? Că dăm la punctuare perpendicular pe BC. Sau invers. DC e perpendicular pe AM. BC e perpendicular și pe DM, să nu întârzi. Da, asta înseamnă că BC e perpendicular pe planul AM. Da. BC e perpendicular pe planul DAM. Faptul că BC e perpendicular pe DAM și prin BC ducem planul DBC. Dacă o dreaptă e perpendicular pe un plan, și prin dreapta aceea ducem un alt plan, ăsta pe care îl duc acum, DBC, n-are altă șansă decât să fie perpendicular pe planul respectiv. Deci, planul DBC e perpendicular pe planul DMA. Și acum continuăm. Dacă două plane sunt perpendiculare, cum sunt la noi DAM și cu DBC și duc după dreapta DM. Deci după dreapta DM sau intersectat de. Asta e foarte important. Foarte important, da. După DM. Înțeleg, eu duc o perpendiculară pe DM. Eu duc o perpendiculară pe DM. Și aceea, să știi tu, aceea pe care o ducem noi, ori, e chiar perpendiculară pe planul respectiv. Corect. Și atunci, de unde am plecat și până nu am ajuns la R, este distanța de la punctul O la planul DBC. La una din feți. La fața DBC. Fața DBC, că asta este. Când am plecat din O pe DBC, da. ABC. Mi-am justificat de ce O R este chiar perpendiculară pe plan. Eu am dus-o doar perpendiculară pe DM. Corect. Dar fiindcă planele DBC și cu ABC perpendiculare după munchia care DM, atunci aceea care am dus-o eu capătă calitate de perpendiculară. E consecința acolo, parcă. Consecința, da. Da, am știut. Da, criterii de perpendicularitate ale teoremului și consecința. Asta e o consecință. Prin care arătăm ce înseamnă perpendicular pe plan, pe un plan, ea fiind, de fapt, perpendicular pe o dreaptă din plan. Da? Și atunci este perpendiculară chiar pe planul respectiv, din cauza că planele sunt perpendiculare. Da. De nou, este esențial să facem teoria. Nu întâmplător nu pornim cu teoria. Corect. Pentru că după ce înțelegem teoria complet, bine, ne apucăm de probleme. Fac ei. Asta ca să ne sunteți repede, că eu l-ați întâlnit. Deci zicem... Ultima problemă, faceți voi acasă, gen. Zicem ce-am făcut aici. Plane perpendiculare, nu? Da. Plane perpendiculare. Trebuia să vorbesc de un biet. Un biet, dar spune și asta. Unul bietul, plane perpendiculare. Bietul. Da. Plane perpendiculare. Corect. Teorema celor trei perpendiculare. Celor trei perpendiculare. Criterii perpendicularitatea două plane. De perpendicularitatea două plane. A două plane. A două plane. Consecința. Da. Care tocmai perpendicularitatea pe un plan. Perpendicularitatea. Noțiune trigonometrie, da? Da. Sinus, tangentă, sinusul, tangenta, cosinusul. Da. Pentru unghiul important. Am văzut că e mai important. Da, o trebuie. Important. La revedere. Sunt probleme, da? Probleme. Aplicați. Aplicați, înseamnă, da? Da. La revedere, vă mulțumim că ați venit și vă dărim aseară plăcută în continuare. La revedere. Așa, să facem și revedem teoria. Deci, ce am făcut în partea? Filmul va fi pus în seara, așa, și revedeți toată discuția noastră. Păi, totuși mai facem. O să mai facem, sigur că am. Facem că în momentul în care începem să intrăm în probleme, nu știi de ce te lumești. Exact. Și de asta trebuie să o punem mai bine în evidență, ca să nu mai fugi de ea. Chiar dacă se vede și altă soluție. La revedere! La revedere!